Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Încă un deces provocat de noul coronavirus în Republica Moldova. Este vorba de o angajată a sistemului medical. Femeia în vârstă de 79 de ani suferea și de alte boli cronice. Guvernul interzice ieșirile în spațiul public în grupuri mai mari de 3. Cei care nu se vor conforma deciziilor se vor alege cu amenzi de până la 25.000 de lei. Cum e și cazul unui cuplu de miri care astăzi a făcut ședință fotă într-un parc din capitală. Alte 22 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate printre moldoveni. Testele au ieșit pozitive și la 4 medici de la Spitalul Clinic Republican, alții decât cei de ieri. Doar la acest spital sunt 12 cazuri de boală printre angajați. Căutat internațional, fostul deputat Constantin Țuțu s-a predat autorităților de la noi. Acesta s-a prezentat benevol la punctul de trecere al frontierii Leușeni-Albiță. Avem 22 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, ceea ce schimbă bilanțul total la 199 în Republica Moldova. Printre persoanele confirmate astăzi se află alți 4 medici de la Spitalul Clinic Republican, care la fel au făcut inițial teste la un laborator privat. Astfel, numărul angajaților acestui spital urcă la 12 persoane. Alte spitale strategice nu raportează cazuri de boală printre lucrători. De asemenea, printre cei testați, au ieșit testele pozitive astăzi, se numără încă un preot, de data aceasta de la o biserică din capitală. Și Ministerul de Interne anunță că are 5 angajați bolnavi de noul virus. Avem confirmate pozitiv 22 de cazuri. Avem 4 cazuri de import, este vorba de România, Federația Rusă, Marea Britanie, Franța și avem 18 cazuri locale. Este vorba de Chișinău, Soroca, Ștefan Vodă, Bălți, Ialoveni și Transnistria. Printre cele 22 de cazuri confirmate se numără alți 4 medici de la Spitalul Clinic Republican, astfel numărul medicilor infectați din cadrul acestei instituții se ridică la 12, fiind vorba de infermiere, medici și asistenți medicali. Ministrul Sănătății însă nu a menționat numărul total al medicilor infectați la nivel de țară, dar a precizat că la celelalte spitale strategice nu sunt cazuri de îmbolnăviri printre angajații medicali. Între timp, cu noul coronavirus s-a infectat încă un preot, acesta fiind al doilea după cel din raionul Ștefan Vodă, care a mers în pelerinaj în Ucraina. Unul este cel care a fost la Pociaev. Astăzi, din păcate, un slujitor al bisericii de la Sfântul Arhanghel Mihail din Chișinău este confirmat pozitiv. Prim-ministrul a îndemnat repetate în orașii să nu meargă la biserică în această perioadă zbuciumată, iar preoților le-a amintit despre amenzile aplicate pentru nerespectarea restricțiilor. Tot astăzi, secția neurologie cerebrovasculară de la Institutul de Medicină Urgentă a fost plasată în carantină după ce un pacient a fost confirmat pozitiv cu noul virus. Mai mult și 5 angajați ai Ministerului Afacerilor Interne sunt în prezent contaminați, 3 de la Poliția de Frontieră și 2 de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Între timp, Ministrul Sănătății a vorbit despre pacienții care sunt pe cale de a se trata de boală. În cazul la 18 persoane, testul anterior era unul pozitiv. Astăzi este un test care atestă aspectul negativ de COVID-19. Săptămâna viitoare vom mai realiza repetate. Dacă testul va fi negativ, persoanele date urmează să fie externate. Iar în cazul la 9 persoane, cel de-al doilea test este unul negativ și persoanele pot fi externate și pe parcursul zilei de astăzi și de mâine. Între timp, alți 28 de bolnavi se află în stare gravă. Câțiva dintre ei sunt la Spitalul Clinic Republican, iar majoritatea de la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Coronavirusul a mai luat o viață în Republica Moldova. De această dată a răpus o angajată a sistemului medical. Medicul în vârstă de 79 de ani suferea și de alte boli cronice. Conform Ministrului Sănătății, de la internare, starea pacientei a continuat să se înrăutățească. Între timp, alți 28 de pacienți infectați cu noul tip de virus se află în stare gravă. Este vorba despre o doamnă care și-a dedicat viața sistemului medical. O doamnă care a activat foarte mulți ani în asistența medicală.
Ministrul a precizat că femeia a fost internată pe 19 martie la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, iar pentru că starea ei de sănătate s-a agravat, acum 3 zile pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Republican. Anume, aici a pierdut lupta pentru viață. Medicul în vârstă de 79 de ani suferea de diabet și probleme cardiace. Este eroul sistemului de sănătate prin dedicația pe care a realizat-o și prin faptul că până în ultimul moment a fost cea care a salvat vieți și a contribuit, de fapt, la îmbunătățirea sistemului de sănătate. Acesta este al doilea deces provocat de noul coronavirus în Republica Moldova. Acum 9 zile, o femeie din satul Bălceana, în vârstă de 61 de ani, a murit tot din cauza afecțiunilor provocate de COVID-19 și ea suferea de diabet și hipertensiune. Pacienta s-a stins în urma unui stop cardiac la Spitalul Clinic Republican. De astăzi nu mai putem ieși din case în grupuri mai mari de 3 persoane. Este una dintre deciziile luate aseară de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. De asemenea, ieșirile care nu sunt urgente trebuie amânate. Iar dacă sunteți nevoiți să ieșiți din casă, trebuie să aveți și un act de identitate. Restricțiile sunt necesare pentru a stopa răspândirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, a explicat premierul Ion Chicu. Asta pentru că în următoarele 2 săptămâni se așteaptă o creștere a numărului de persoane infectate, ce care sfidează deciziile autorităților, riscă amenzi de până la 22.000 de lei. Dacă continuăm să fim irresponsabili, vom muri mulți. Dacă continuăm în așa mod, în asemenea timpuri, către data de 10 aprilie putem atinge cifra de 2.000 de pacienți. Sistemul nostru medical poate acomoda, avem locuri în spitale de câteva mii de locuri, 3, aproape 4.000. Cu toate acestea, putem să avem un număr mai mare de cazuri confirmate. În aceste condiții, deja am rugat colegii mei să pregătească spații alternative de acomodare a noilor pacienți, inclusiv hoteluri, săli, etc., etc. Dar trebuie să înțelegem că acestea vor fi spitale improvizate, cum le vedem la televizor în fiecare seară. A declarat Ion Chicu după ședința de aseară. Oficialul a cerut oamenilor să stea cât mai mult prin case, pentru că ieșirile nemotivate contribuie la răspândirea virusului. Cei care sunt nevoiți să iasă din casă sunt obligați să dețină acte de identitate valabile pe care să le prezinte la solicitarea polițiștilor. Totodată, de mâine, bugetare vor avea 9 zile libere la rând. Săptămâna însă va fi recuperată după un grafic ce urmează a fi stabilit de guvern. Trebuie să rămână acasă, chiar dacă veți avea ispita să plecați din oraș în această perioadă, vă recomandăm și vă rugăm, rămâneți unde sunteți. Nu circulați prin Republică, nu vă duceți în sate, nu migrați în această perioadă, pentru că efectul acestei măsuri va fi nul dacă o să admitem această mișcare browniană. Vă rog, rămâneți acasă. Totodată, de astăzi se mai interzice să vă aflați în spațiul public într-un grup mai mare de 3 persoane. Anterior, autoritățile au interzis plimbările în parcuri și locurile publice, unde veghează militarii armate naționale și polițiștii. În timp ce guvernul interzice grupurilor mai mari de 3 persoane să se afle în spațiul public, unii sfidează regulile pentru că au nuntă. Doi miri și câțiva însoțitori au fost surprinși în parcul Valea Trandafirilor din capitală, în timp ce își făceau o ședință foto. Mireasa în rochie albă și mirele la costum au defilat nestingheriți pe alei. Unii trecători, mirați să vadă așa ceva pe timp de boală, au imortalizat momentul. Poliția capitalei s-a autosesizat din imaginile video, iar mirii urmează să fie identificați. Ei riscă o amendă de până la 25.000 de lei pentru nerespectarea regimului de carantină. Nu este clar însă unde erau echipajele de patrulare, care de altfel au fost amplasate în spațiile publice și parcuri, în unele cazuri chiar cu blindate. Unul dintre angajații medicali diagnosticați cu noul coronavirus și-a spus povestea pentru TV8. Femeia, cu peste 30 de ani de muncă pentru a salva bolnavi, a fost infectată paradoxal tot de un pacient. În ziua aceea a mers la serviciu, ca și până acum. Printre noi pacienți venise și o femeie cu copilul ei, acuzând probleme respiratorii. Însă nu a recunoscut că soțul ei revenise dintr-un pelerinaj în Ucraina, așa că asistenta medicală i-a tratat fără să ia măsuri de protecție speciale, doar cu mască, mănuși și halatul alb. La o săptămână însă a înțeles că și ea are deja temutul virus. Din fericire, fiica ei nu s-a molipsit, iar în cazul ei boala trece ușor și deja se pune pe picioare.
Viorica Purice practică medicina de 32 de ani. Acum este asistentă medicală superioară la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii numărul 1. Săptămâna trecută, în secția reanimare unde lucrează, a fost internată o femeie și copilul ei, care acuza probleme respiratorii, dar a ascuns că soțul ei fusese în pelerinaj la mănăstirea din Poceaev, unde s-a infectat cu temutul virus. Deși purta mască și mănuși, asistenta oricum a luat virusul, pentru că se afla mai tot timpul lângă copilul bolnav. S-a întrebat-o de 5-6 ori dacă nu a avut un contact cu persoane venite din afara țării sau cu cineva din familie. Dumnezeu a negat acest fapt. Mănuș, mască și echipamentul medical, adică noi nu avem în instituție, că nu eram în instituție întărită pentru a primi cazurile de COVID în instituție. Și noi la servici ne prezentam, adică ne echipam așa cum trebuie să lucrăm zi de zi. În weekendul ce a urmat, asistenta medicală a aflat că femeia internată cu copilul, de care a avut grijă în mod special, a fost diagnosticați cu noul coronavirus. Iar marți dimineața, adică la o săptămână de la primul contact, i-au apărut primele simptome. Și am simțit așa o stare de oboseală, o stare... Parcă îmi vinea așa niște valuri de frig, dureri musculare, așa când sunt și pe ridica febră. La fiecare 15 minute, practic, stăteam cu termometru, scuturam, măsuram, se ridica 36,73, 37,4, 37,5. A apărut o tus seacă, așa, cu niște dureri în regiunea toracală. Femeia a chemat imediat 112 și a fost dusă la Spitalul Ministerului Sănătății împreună cu fiica ei, pentru că se temea ca și ea să nu fi luat virusul. Își amintește că la intrare în spital a fost prinsă într-un vârtej de ambulanțe. Din cauza numărului mare de pacienți aduși din toate părțile, a fost nevoită să aștepte vreo 2 ore și jumătate. Ui, cred că erau vreo 8 ambulanțe, că erau și în spate și în față. Erau mulți, noi am așteptat vreo 2 ore și jumătate. Eu atât de tare am înghețat, și înghețat picioarele și avem febră. Eu m-am spăriat ochii mii, în jur erau verzi, galbeni. Și dacă în cazul ei testul a ieșit pozitiv, fiica ei a scăpat ca prin urechile acului. Dar vestea că s-a îmbolnăvit de coronavirus s-a răspândit cu viteza luminii prin sat. În loc de compătimire și înțelegere, localnicii l-au bombardat pe ambele cu mesaje de amenințare. Foarte greu să vorbesc acum, dar pur și simplu asta e groaznic. Credeți-mă pe mine că e groaznic. Eu am stat o singură zi. Nu vreți știți cum se uită oamenii. Am plâns pentru că m-a prins a sunat de la poliție din sat. Știți, așa că când m-am simțit că sunt criminală, că lumea în sat, ferească Dumnezeu, mai nu te ridic în prăjină și mai nu te pune mâna pe calașnicul și ultim pușcă. Dimineața, femeia a fost transportată la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Aici stă și acum într-un salon cu alte 3 femei bolnave de același virus. Spune că se simte mai bine și că aproape nu mai are febră, iar din medicamente primește doar sirop contra tusei și pastile contra febrei și alergiei. Și asta pentru că a făcut o formă ușoară a bolii, însă nu toți au fost la fel de norocoși. Chiar e groaznic să vedeți persoanele în stare foarte, foarte gravă. Sunt s-au auzit undeva de pereții în salon cum cât de tare respirația, ce tus chinuitoare are. În salon intră doar 3 medici care le monitorizează zilnic starea de sănătate, însă doctorii s-ar fi plâns că sunt la limita puterilor. Chiar a venit o asistentă și a spus: Doamne, nu mai am putere, nu mai am putere, am 60 de ani, chiar vreau să mă duc și chiar scriu, am scris ceva să mă duc, nu mai pot. Chiar dacă a luat boala de la proprii pacienți, asistenta medicală oricum vrea să revină mai repede la muncă, desigur după ce se va trata în totalitate, însă are o mare rugăminte de la oameni. Oameni buni, stați acasă, dar chiar dacă simțiți aceste simptome și simțiți că a fost cu cineva, spuneți adevărul asta, cel mai important să nu vă rușinați, spuneți adevărul. Până acum, Ministerul Sănătății nu a oferit vreo statistică despre câți lucrători medicali s-au infectat cu noul coronavirus în Republica Moldova. Datele vor fi procesate, spunea ieri purtătorul de cuvânt al Ministerului, și probabil vor fi făcute publice. Totuși, calculele noastre arată că ar fi vorba de aproximativ 15 lucrători medicali, ceea ce raportat la numărul total de cazuri cunoscut în această dimineață ar reprezenta în jur de 8,5%.
Masca pentru scufundări ar fi una dintre cele mai eficiente pentru a proteja doctorii care contactează cu noul coronavirus în fiecare zi. La această concluzie a ajuns fostul director al Spitalului Clinic Republican, demis recent din funcție. Invitat la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, acesta a povestit că sticla este perfectă pentru a oferi o protecție maximă. Însă, ca masca să poată fi folosită, a făcut mici ajustări legate de asigurarea cu oxigen. Iar despre cazurile de îmbolnăvire anunțate oficial de Ministerul Sănătății, spune că este o glumă, pentru că numărul de bolnavi ar fi mult mai mare din cauza testării selective. Când am aflat cum s-a infectat prima doctoriță, am testat multe variante. Am luat de la pompieri, deci să de protecție scafandrul și ala lor. Am luat de la sudori, am încercat diferite variante. Și am dat de un lucru simplu, de la mască de la diver, de la cei care înnoți papă. E foarte ermetic, au o sticlă perfectă. Uh-huh. Deci noi am lucrat cu dânsa două zile, am acomodat-o, să aibă în ea oxigen, deci să aibă să dispară ceața de pe sticlă și sigur 100%. La spitalul pe care l-a condus până nu demult ar fi în jur de 6 măști de acest tip, iar despre decizia de a-și testa subalternii care contactează direct cu pacienții bolnavi, spune că a luat-o pentru a proteja medicii. Tot timpul avem frică. Cel mai prețios acum, mai prețioasă specialitate în țară acum, în genere lume, este medicul. Astăzi medicul trebuie protejat ca niciodată. Dacă se îmbolnăvește, medicul nu are cine trata. De ce? Eu socot că medicii care lucrează în condițiile, nu cei care stau acasă, cei care lucrează în focare, trebuie să fie testați regulat odată în 7 zile, odată la 10 zile. Mai mult, clădirea în care se află Spitalul Clinic Republican nu ar fi potrivită pentru tratarea bolnavilor cu acest tip de infecții din cauza sistemului de ventilație defect, a mai spus Cibotaru. La noi, clădirea e o clădire foarte nepotrivită pentru a trata bolnavii ăștia cu infecții. De ce? Fiindcă o singură clădire, o singură căpere, toată ventilația e defectată după cutremure. Și, deci, ventilația merge în stânga, dreapta. A comentat și decizia comisiei de a-l demite din funcție, pe care o consideră incorrectă. Totuși, a mers ieri la spital pentru a cere noului director să-l angajeze într-o funcție de chirurg, ca să ajute pacienții. Decizia finală însă ar urma să fie luată cu acordul Ministerului Sănătății. Iar despre numărul oficial de îmbolnăviri, afirmă că este o glumă, pentru că, în realitate, statisticile sunt mult mai mari. Și asta pentru că testarea se aplică doar în cazul celor reveniți din zone de risc sau care au contactat cu persoane bolnave. 100 și ceva de cazuri confirmate în Moldova. E glumă. Sunt mult mai mulți. Doar noi nu știm. Anatol Cibotaru a deținut funcția de director al Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga până acum 3 zile. El a fost demis de Comisia Națională chiar în ziua în care jurnaliștii au aflat că 4 medici din acest spital au fost testați pozitiv la noul coronavirus, însă la un laborator privat. Ulterior, testele oficiale au confirmat boala. Medicii se tratează tot la acest spital. Olimpiadele Republicane și examenele de absolvire stabilite pentru perioada 30 martie 11 aprilie au fost amânate. Ordinul a fost emis astăzi de Ministerul Educației. Nu este clar când acestea vor avea loc. Data urmând să fie stabilită mai târziu de autorități. Deocamdată nu este clară soarta examenilor de bacalaureat, ce încep de regulă în luna iunie. Procesul de învățământ se desfășoară acum online, însă doar 30% dintre profesori au fost pregătiți. Școlile și grădinițele rămân închise până pe 15 mai. Criza provocată de coronavirus a coincis în Moldova cu o criză pe piața dezinfectanților, astfel în plină pandemie. Spitalele de la noi, inclusiv cele din prima linie în lupta cu coronavirusul, au fost lăsate pe cont propriu și solicitate să găsească singure dezinfectanți, fie din rezerve, fie de la agenții economici de pe piață. În aceste condiții, unul dintre beneficiarii acestei crize a devenit compania unui consilier municipal socialist, tot el fiind finul de cununie al fratelui președintelui Republicii Moldova, scrie ziarul de gardă.
Într-o investigație publicată de Ziarul de Gardă, se spune că licitația centralizată pentru asigurarea spitalelor din Republica Moldova cu dezinfectanți, anunțată în decembrie 2019, și-a desemnat câștigătorii abia la început de martie 2020. Rezultatele ei însă nu au putut fi implementate pentru că 4 agenți economici au depus contestații aflate încă în examinare. Astfel, în plină pandemie, spitalele de la noi, inclusiv cele din prima linie în lupta cu coronavirusul, au fost lăsate pe cont propriu și solicitate să găsească singure dezinfectați, fie din rezerve, fie de la agenții economici de pe piață. Criza a fost alimentată și de o hotărâre a guvernului din februarie, prin care dezinfectanții au fost incluși în lista produselor sociale. În aceste condiții, importatorii au fost descurajați să mai aducă marfă de peste hotare, fiind restricționați să-și pună un adaus comercial de pe urma căruia să poată avea profit. Când a apărut hotărârea, ne-am stopat toți importatorii, pentru că nu-ți iese. Colapsul ăsta de dezinfectanți e anume din cauza asta, explică reprezentantul unui agent economic de pe piața dezinfectanților. În aceste condiții, unul dintre beneficiarii crizei provocate de coronavirus, dar și de acțiunile autorităților, a devenit compania unui consilier municipal socialist, Dinari Cojocaru, tot el finul de cununie al fratelui președintelui Republicii Moldova, firma Chemix Group. Ziarul de Gardă a constatat că dezinfectanții fabricați de această firmă sunt utilizați și acum în majoritatea instituțiilor medicale de la noi, la fel ca și în ultimii ani, aceștia fiind printre puținii dezinfectanți disponibili pe piața din Republica Moldova. Produsele fabricate de Chemix Group au ajuns în instituțiile publice și chiar private din țară, deși în ultimii ani nu apare printre companiile care au câștigat licitații pentru livrarea de dezinfectanți. Întrebat de Ziarul de Gardă dacă poziția sa în partid și relațiile pe care le are nu a influențat decizia luată de guvern, Dinari Cojocaru a evitat să ofere un răspuns exact. Lumea moare, dar voi căutați nod în senzații. Noi producem. Cine vrea, procură. Noi nu impunem pe nimeni. Suntem pe piață mai mult de 10 ani. A fost răspunsul scurt al consilierului socialist. Acesta a răspuns printr-un SMS la solicitarea Ziarului de Gardă de a dialoga. Întreaga investigație o găsiți în Ziarul de Gardă. În timp ce coronavirusul s-a dezlănțuit practic în toate țările ale lumii, un număr tot mai mare de moldoveni blocați acolo, din diferite motive, vor să revină acasă. Dar pentru că spațiul aerian este închis de 2 săptămâni, singura soluție legală este să vină prin cursele Avia Charter. Totuși, pentru asta este nevoie de autorizații. De la asistarea tuturor zborurilor, autoritățile au organizat peste 20 de curse avia de tip charter. Într-o emisiune live, președintele Igor Dodon a declarat că este imposibil ca toți doritorii să fie repatriați. Noi vrem ca diaspora noastră să revină acasă. Dar haideți să vedem când și cum. Dar e imposibil să aducem 200.000 de moldoveni cu charterele în regim de urgență acasă. Și imaginați-vă dacă noi ne-am asumat acest risc. În primul rând, capacitatea pentru a face acest proces e foarte dificil. A declarat șeful statului în timpul teleconferinței de astăzi, iar acum 2 zile, în timp ce se afla la o emisiune la televiziunea publică, se arătase deranjat de faptul că moldovenii din diasporă, care până nu de mult îl ofensau cu diferite etichetări, acum îi cer ajutor, în lacrimi. Sunt diferite critici. Unii mă critică, unii care îmi scriau 3 săptămâni sau 3 luni în urmă. Domn Dodon, că voi sunteți ciumaroși și nu știu ce, acum mă roagă cu lacrimi. Domn, și-ați aminte de casă. Ieri președintele mai declarase că moldovenii care vor reveni de peste hotare și nu vor avea polițe de asigurare, vor trebui să o procure pentru ca să susțină sistemul medical local. Excepție vor face copiii și persoanele în etate. De partea cealaltă, liderul grupului parlamentar Pro-Moldova l-a criticat pe președinte pentru declarația că autoritățile nu au capacitatea de a repatria moldovenii, care își doresc în aceste momente cumplite să fie acasă lângă familie. L-am ascultat ieri și pe președintele Dodon, care spunea, ia uite-te, mă rog, și-au adus aminte de casă unii până acum. Nu s-au gândit și acum vor să revină acasă. Păi n-avem capacități să-i primim pe toți. Cum adică n-avem capacități să-i primim pe toți? De la aeroport i-am luat Frumușel și i-am dus la Holerca, în la vilele guvernamentale. Sau la bazele turistice de la Vadul lui Vodă, sau în hotelele din Chișinău care sunt închise. Și stau 1 săptămână, 2 săptămâni, testăm. Astăzi în țară urmau să aterizeze 2 avioane din Moscova. O cursă cu aceeași destinație va fi organizată și mâine. După exodul masiv al populației, veniturile Republicii Moldova erau asigurate inclusiv de remitențele de peste hotare, unde s-ar afla în jur de 1 milion de moldoveni. În 2018, de exemplu, statisticile Băncii Mondiale arătau că transferurile bănești efectuate din diaspora au generat peste 16% din produsul intern brut, adică 1,8 miliarde de dolari.
Vești neașteptate vin de la frontiera moldo-română. Fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-a predat autorităților de la noi după ce s-a aflat în căutare internațională timp de jumătate de an. În ultima perioadă, el locuia în România, fiind și cetățean român. După ce s-a prezentat la punctul de trecere Leușini-Albița, acesta a fost preluat de ofițerii anticorupție. Dar pentru că a revenit dintr-o țară afectată de coronavirus, fostul parlamentar trebuie să stea izolat în carantină în următoarele două săptămâni. Deocamdată nu este clar unde va petrece perioada de izolare. Stați un drag, el încă cu ordine publică, e doar, dai drag, de tineamuri nu uite, În prima fotografie făcută după revenirea în țară, Constantin Țuțu apare în mănuși și cu mască de protecție. Fostul deputat s-a prezentat la punctul de trecere a frontierii Leușeni-Albița. Pentru că pe numele lui exista un mandat de arest, Poliția de Frontieră a anunțat imediat organele responsabile de anchetă. În scurt timp, o echipă a Centrului Național Anticorupție s-a deplasat într-acolo pentru a-l aduce în capitală. Constantin Țuțu urmează să fie preluat de Procuratura Anticorupție pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală, inclusiv aducerea la cunoștință a învinuirii și audierea în cadrul celor două dosare penale, au precizat reprezentanții Procuraturii Generale. Hai! Hai, Constantin! Constantin Țuțu se află în căutare națională și internațională încă din luna septembrie. El este cercetat în două dosare, unul pentru trafic de influență, iar cel de-al doilea pentru îmbogățire ilicită. După ce democrații s-au retras de la putere, în luna iunie, fostul deputat nu a mai apărut în spațiul public. Ulterior, în rețelele sociale au apărut fotografii cu el în orașul ucrainean Odessa. Mai apoi a fost zărit la o benzinărie din România. În luna ianuarie, Oficiul Interpol București a confirmat că acesta se află în România. Doar pentru că deține și cetățenia românească, el nu a putut fi arestat pentru a fi extradat. Pentru trafic de influență, fostul deputat riscă amendă de până la 300.000 de lei sau până la 7 ani de închisoare, iar pentru îmbogățire ilicită, codul penal prevede până la 15 ani de închisoare. Până acum, el nu a comentat acuzațiile aduse de procurori. În lipsa părinților, solistul trupei 7 clase Cătălin Carage a fost petrecut astăzi pe ultimul drum. Înmormântarea a avut loc într-un sat din raionul Ialoveni, unde locuiesc bunei săi. Din cauza pandemiei de coronavirus, părinții tânărului aflați în străinătate nu au putut fi prezenți. Ceremonia funebră a avut loc în această dimineață în satul Malcoș din raionul Ialoveni, localitatea în care locuiesc bunicii solistului și unde și-a petrecut anii copilăriei. Să-și ia adio de la tânărul interpret au venit mai mulți oameni, printre care colegii de trupă, producătorul lui și rudele apropiate. Părinții acestuia însă nu au putut fi prezenți în contextul situației epidemiologice. Prima dată, postul nostru de televiziune a discutat cu Cătălin în timpul unui interviu toamna trecută. Atunci, tânărul artist, cu o voce unică, își făcea planuri mari pentru cariera sa muzicală. Piesele care, care va urma sau o să urmeze, are denumiri care practic puțin n-are legătură unul cu fiecare. Da. Și adică într-un album mi-a să-l aranja foarte frumos și este idee. Rămasă fără solist, destinul trupei 7 clase încă nu este clar. Însă în memoria celor care l-admirau pe Cătălin, el va rămâne precum a fost în ultimul reportaj realizat de TV8. Deschis, creativ și mereu pus pe glume. Am luat o bicicletă, da, și nu era mărimea corespunzătoare pentru toți. Cătălin Carage, în vârstă de 22 de ani, a fost găsit acum câteva zile fără suflare într-o locuință din capitală. Tânărul s-ar fi strangulat, însă oamenii legii nu au găsit niciun bilet de adio la locul tragediei. Alertă în sectorul Botanica, poliția a fost solicitată să intervină după ce un bărbat amenința că vrea să se arunce în gol de la etajul 7 al unui bloc de locuit. Momentele au fost surprinse de unii trecători. Нерешительный дядька. Этаж какой? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой или восьмой этаж. И вон пожарники.
Potrivit Poliției Capitale, incidentul a avut loc în jurul orei 13 într-un bloc de pe strada de pe Bulevardul Dacia. Acesta a fost observat de către o vecină care a alertat poliția. Veniți la fața locului, oamenii legii l-au convins pe bărbat să renunțe la gestul care îi putea pune viața în pericol. El a intrat înapoi în apartament și a fost preluat de o ambulanță. Nu am reușit să aflăm ce s-a întâmplat mai departe cu el. Poliția Capitalei afirmă că acesta se află în stare de ebrietate. El este căsătorit și are 4 copii. Deocamdată nu a fost anunțat motivul pentru care bărbatul vroia să sară în gol. Între timp, un șofer a fost prins conducând beat la volan pe o stradă din capitală după ce a fost testat cu etilotestul. În aerul expirat a fost depistată o concentrație de alcool de 5 ori mai mare decât permite norma. El riscă acum dosar penal. Suf, 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 suf. Domnule, este volumul suficient. Suflați normal. Inspectorii de patrulare au observat aseară, în jurul orei 20:30, o mașină de marcă Toyota ce se deplasa neadecvat pe Bulevardul Dacia. Automobilul a fost stopat, iar șoferul a fost pus să sufle în etilotest. Aparatul ăsta nu-l amăgesc, nici eu, nici dumneavoastră. Suflați normal 5 secunde. Luați muștucul cu buzele. Suf, 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 suf. Ajunge. Ce concentrați de alcool, domnul Căven? Nu cunosc. Aparatul a arătat o concentrație de alcool în aerul expirat de 1,07 mg per litru, ceea ce înseamnă de 5 ori mai mult decât permite norma. Oamenii legii au pornit o cauză penală, iar instanța de judecată se va pronunța pe marginea pedepsei ce îi va fi aplicată șoferului. În ultimele 24 de ore, mai multe persoane publice au fost testate pozitiv la COVID-19. Printre ele se numără premierul britanic, dar și solistul trupei Rammstein. Ultimul s-a simțit rău imediat după ce a revenit de la un concert din Rusia, unde temutul virus a ajuns și la administrația prezidențială. Potrivit purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Vladimir Putin nu a interacționat cu angajatul infectat. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. Vestea că premierul britanic a fost infectat cu noul coronavirus a fost făcută publică pe contul său de Twitter, chiar de Boris Johnson. Oficialul a postat un video în care spune că s-a testat la COVID-19, iar rezultatul a fost pozitiv. În pofida febrei și a tusei persistente, Johnson lucrează de acasă și comunică prin internet cu cei din echipa lui. El s-a autoizolat acasă pentru următoare perioadă, ceea ce a cerut și tuturor concetățenilor săi. Thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home, to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. În Marea Britanie au fost raportate peste 11.600 de cazuri de COVID-19 și aproape 600 de decese, iar în Rusia, unde numărul infectațiilor cu puțin depășește limita de 1.000, s-a îmbolnăvit un membru al administrației prezidențiale. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Tot el a declarat că persoana ce are COVID-19 nu a interacționat cu Vladimir Putin. Odată cu pandemia de coronavirus, fiecare persoană care a interacționat cu liderul rus în vârstă de 67 de ani a fost testată la temutul virus. Mai bine de jumătate de milion din populația lumii este infectată în acest moment cu virusul ucigaș. Cei mai mulți dintre suferinți se află în stare medie, doar 5% fiind într-o situație extrem de gravă. Italia și Spania continuă să fie cele mai afectate țări din Europa, păstrând întâietate la numărul de decese, în timp ce Statele Unite au devenit primele la numărul de cazuri confirmate. SUA a devenit lider mondial la numărul de persoane infectate cu noul coronavirus. A depășit în topul negru China, plasându-se în fața tuturor țărilor lumii, cu peste 85.000 de cazuri confirmate, cu peste 4.300 mai mult decât au fost raportate în Republica Populară Chineză. Cu toate acestea, America are înregistrate 1.301 decese, cu 2.600 mai puține decât în China și de 6 ori mai puține decât în Italia. În peninsulă au fost semnalate pentru ziua de ieri peste 6.000 de cazuri noi. În acest fel, numărul oamenilor infectați cu virusul ucigaș din toată lumea a depășit limita de jumătate de milion. Franța își deplânge în aceste zile cea mai tânără victimă răpusă de COVID-19. O adolescentă de doar 16 ani a pierdut lupta cu boala ieri seara. Cazul este o excepție tristă de la statisticile care arată că cei mai afectați sunt vârstnicii. Decesul tinerii a confirmat o dată în plus cât de imprevizibil atacă virusul nemilos, iar vârsta nu este un criteriu de alegere a victimelor. Aproape 1.700 de decese este bilanțul din Franța, cu peste
peste 360 de victime doar pentru ziua de ieri. Spania, a doua cea mai afectată țară din Europa, a extins starea de urgență pentru încă două săptămâni. Este încercarea disperată a autorităților de a opri valul de îmbolnăviri. În peninsula iberică au fost raportate peste 57.000 de cazuri de infectare și 4.000 de decese, număr ce a depășit statisticile din China. În timp ce țările europene și Statele Unite luptă cu răspândirea fulgerătoare a virusului, China a raportat 55 de noi contagieri și 5 decese în ultimele 24 de ore. Țara asiatică se pregătește să-și închidă frontierele pentru majoritatea cetățenilor străini în încercarea de a stopa cazurile de îmbolnăvire importate. Stau acasă și unii politicieni, dar obișnuiți să facă declarații peste declarații. Aceștia continuă să se manifeste public, doar că online. Ca să se facă auziți și în această perioadă, aceștia s-au mutat pe rețelele sociale. Tema abordată este comună, efectele coronavirusului de tip nou. În mare parte, politicienii îndeamnă oamenii să stea acasă. Singura soluție pentru a învinge temutul virus. Folosiți echipamente de protecție, dezinfectați suprafețele și spălați-vă des pe mâini. Și da, stați acasă, să nu permitem virusului să se răspândească. Sergiu Sârbu a apărut la costum cu mănuși pe mâini și cu dezinfectantul pe masă. Și colegul său din grupul Promoldova, Adrian Cantu, continuă să fie activ pe rețelele de socializare. Deputatul a vorbit despre inițiativele privind gestionarea stării de urgență. Una din aceste propuneri pe care am făcut-o noi era să fie tăiate costurile de întreținere la majoritatea instituțiilor statului acolo unde nu este nevoie. Și eu mă bucur foarte mult că ieri președintele Dodon parcă ne-a ascultat pe noi și a acceptat propunerea noastră și a tăiat aceste costuri la președinție. Și liderul platformei Dan Rinăsta se face transmisiuni live prin care îndeamnă oamenii să stea acasă. Astăzi, politicianul a vorbit despre un șir de consultări cu asociațiile de business, antreprenori și persoanele afectate de criză. Guvernul întârzie nepermis de mult să vină cu propuneri serioase în acest sens, dar, acum ca niciodată, este nevoie stringentă de un plan guvernamental punctual și etapizat privind susținerea populației și a antreprenorilor. Între timp, deputatul PAS, Mihai Popșoi, a vorbit tot pe Facebook despre acțiunile autorităților centrale în lupta cu noul coronavirus. Doamna Dumbrăveanu, care până mai ieri era singura doamnă din acel guvern, dă dovadă de mult mai multă bărbăție decât tot ceilalți membri ai comisiei luați împreună. Comisia, situații excepționale unde nu prea sunt epidemiologi. Iar liderul liberalelor, Dorin Chirtoacă, a marcat 102 ani de la unirea Basarabiei cu țara românească, stând acasă. Astăzi ar fi trebuit să mergem să depunem flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare. Epidemia de coronavirus ne împiedică să facem acest lucru. De aceea, depunerea de flori are loc de o manieră simbolică aici, în fața monitorului. Totuși, niciun virus de pe lumea asta nu ne va împiedica să facem unirea. Cum să petrecem cu bine peste perioada de izolare în locuință din cauza coronavirusului? Avem nevoie de un program și de disciplină, o spun psihologii, care ne recomandă să ne facem un ritual zilnic, din care însă să nu lipsească micile plăceri. Despre izolare știe cel mai bine și fostul deputat Kiril Lucinski, care a stat în arest la domiciliu aproape un an. Cititul cărților și practicarea sportului, chiar dacă între patru pereți, poate fi o bună ieșire din situație. Fostul deputat Kiril Lucinski, care nu a avut voie să iasă din casă aproape un an, fiind plasat în arest la domiciliu, recunoaște că să stai acasă între patru pereți nu e ușor. Însă izolarea poate fi un bun prilej să faci altceva. Lumea, în primul rând, trebuie să-și caute de noi ocupații. În primul rând, trebuie să înțeleagă foarte bine ce lor le-a lipsit foarte mult timp și eu cred că trebuie să profite de ocazie în această perioadă să recompenseze, cred că, deficitul ăsta de citirea cărților. Sunt foarte multe lecții utile care astăzi sunt pe YouTube. Foarte multe emisiuni de divertisment. Apropo, vreau să vă spun, în orice situație, umorul ajută și umorul sănătos, sigur că ajută. Trebuie să înțelegem un lucru foarte simplu. Viața continuă, viața nu se termină aici.
și să faceți mult sport. Asta este un remediu pentru foarte multe situații iată, de criză. După câteva zile de stat în casă în care urmărești televizorul sau rețelele de socializare, gătești sau mai stai cu cei mici, este firesc la un moment dat să apară o stare de nervozitate. Multe persoane devin foarte furioase, agresive, deja pierd echilibrul, apar conflicte, certuri, ceea ce se aude uneori în momentul în care stai la bloc, apar conflicte în familie, tocmai din cauza că oamenii nu știu cum aș putea eu să fac față acestei izolări sociale la care suntem impuși acum. De asta cel mai bine ar fi ca să dăm frâul liber imaginației noastre, să vedem ce putem face noi în pofida faptului că nu este simplu pentru nimeni, nu este ușor să stăm acasă, să avem o rutină cumva total diferită de rutina pe care am avut-o inițial. Însă e nevoie de organizare, chiar dacă stăm acasă, dar și de socializare cu membrii familiei, oricare ar fi ea. Deci în perioada asta de izolare socială ar fi bine ca noi să identificăm acele acțiuni, acele activități pe care aș fi vrut cu mult timp înainte să le fac, dar niciodată nu găseam timp. Să mă joc mai mult cu copilul, să comunic mai mult cu partenerul de relație, să vizionez un film sau un serial despre care o lume întreagă vorbește, dar eu nu găsesc timp, să citesc o carte. Pentru că oamenii trebuie să stea în casă, psihologii acordă asistență online sau la telefon. Între timp și Ministerul Sănătății a inaugurat o linie verde pentru cei care simt că au nevoie de consiliere psihologică în această perioadă de carantină. Un grup de 15 specialiști sunt gata să comunice la acest subiect de luni până vineri între orele 9 și 17. Pandemia de coronavirus i-a făcut pe mai mulți designeri de talie internațională să schimbe tendințele. Case mari de mod au schimbat rochile vaporoase și costumele la patru ace pe echipamente de protecție. Armani coase salopete pentru medici, iar Louis Vuitton produce dezinfectant. Exemplele de la nivel mondial au provocat și agenții economici locali, care au donat 500 de teste celor aflați în prima linie de luptă cu temutul virus. Milioane de euro pentru achiziționarea utilajului medical folosit la tratamentul pacienților cu noul coronavirus, creatorul de modă Giorgio Armani va începe producția echipamentelor de protecție. Designerul, care locuiește la Milano, a declarat că fabricile sale de croitorie vor scoate pe bandă rulantă combinizoane de protecție pentru cadrele medicale care se luptă cu pandemia. Se întâmplă după ce la sfârșitul lui februarie designerul a renunțat la prezentările deschise. Sono contenta del fatto che Giorgio Armani oggi abbia deciso, insieme anche a Lavinia Biagiotti per il marchio Laura Biagiotti, di non fare le sfilate nel modo consueto, ma farle a porte chiuse con la diretta streaming. È una forma di rispetto per tutti. În urmă cu o săptămână și designerul Louis Vuitton a anunțat că începe producția de dezinfectanți în fabricile sale de parfum. Italia are peste 80.000 de pacienți infectați și peste 8.000 de vieți omenești pierdute. Și în Republica Moldova, un agent economic a donat sistemului medical autohton un lot de 500 de teste pentru diagnosticarea coronavirusului de tip nou. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, testele vor fi direcționate medicilor din prima linie și celor care contactează zilnic cu pacienții. Edilul a mai precizat că momentan sunt analizate posibilitățile de a caza medicii în instituțiile hoteliere de care dispune municipalitatea, dar și în căminele unor instituții de învățământ. Acum două zile, 1500 de teste pentru diagnosticarea coronavirusului de tip nou a ajuns la Chișinău din China. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Urmează filmul TV8, iar la 21:30, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Mariana va discuta cu liderul platformei Dandre Năstase, iar în ultima parte a emisiunii aflați de la ministrul de externe Oleg Țulea mai multe detalii despre cursele charter organizate de autorități pentru moldovenii din diasporă. Vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Să aveți o seară frumoasă, o sfârșit de săptămână minunat și vă mulțumesc că ne priviți. Stați acasă!